această dimineață și poate în cele care mai urmează, până când mă voi întoarce pentru o scurtă perioadă, sper, în Statele Unite, să mai urmez un tratament. Vreau ca să am un scurt ciclu de predici. Seara, probabil, sau miercuri, vom continua studiul nostru din Romani, capitolul 5, pe ceea ce înseamnă bucuria în suferință. Dar aș vrea, în săptămânile care le mai avem împreună, să ne uităm și la anumite aspecte practice din viața de zi cu zi. Și în această dimineață și încă în două sau trei mesaje după aceasta, vreau ca să ne uităm la un subiect care este extrem de important și în același timp este extrem de tabu în biserică și foarte puțin se vorbește sau foarte puțin se vorbește din Biblie despre el, și anume la subiectul muncii și a banilor. Și o să înțelegeți foarte repede că subiectul muncii și a banilor se leagă foarte bine cu problema suferinței, da? Adică de obicei problema banilor și a muncii, da, de obicei a banilor, ne produce multă suferință și prea puțină bucurie. Și cele două cam merg împreună. Cred că o să vedeți legăturile fără ca să trebuiască să le fac eu explicit. Ciclul acesta scurt de 3 sau 4 mesaje vine cumva din viața mea practică. În săptămânile trecute la servici am avut o serie de evaluări împreună cu colegii și criteriile după care ne-am evaluat au fost criteriile Scripturii. Și feedback-ul care l-am primit a fost cumva de două feluri, câteodată de la aceeași persoană. Frate, asta a fost deosebit de dureros și ar fi nevoie ca și alții să se confrunte cu aceste realități biblice. Poate nu întâmplător aceste lecții biblice vin chiar în, cel puțin pentru noi, vin chiar în pragul unei crize economice care va urma în țara noastră. Luați-o ca o prorocie, nu din Biblie, ci din experiența mea economică, să zicem așa, vine foarte în curând. Suferința economică, vă garantez eu și piața care e ciclică, că urmează, vă pândește și mă pândește și pe fiecare. În România vremurile bune se vor sfârși în curând și vine din nou o criză. Pregătiți-vă, sufletește în primul rând, dar și financiar. Puneți bănuții deoparte, nu cheltuiți tot acum, da? Și dacă jobul păstorului, ziceam într-un mesaj, este să-și pregătească turma să sufere, de ce nu să-i pregătească și pentru aspectele astea practice? Astăzi vreau ca să privim la prima parte din această ecuație, munca și bani, și cu ajutorul Domnului vom privi la ce spune Biblia despre muncă. În această dimineață să răspundem la întrebarea de ce muncim, cum pentru cei care au participat, pentru cei care lucrează împreună cu mine, nu șoptiți, nu dați cu cotul și spune eu știu deja, vor fi lucruri care deja le-ați auzit, vor fi și lucruri noi, nu că le-am inventat eu, ci când am avut timp, când noi le-am discutat în alt context. Și seara, în această seară, să privim la întrebarea, în lumina acestor adevăruri despre de ce trebuie să muncim sau de ce muncim, cum ar trebui să muncim, da? Cum ar trebui să muncim? Duminica viitoare, sau vedem poate miercuri, vedem cum împărțim timpul, vom încerca să privim la ce spune Biblia despre bani. Banii au pe lângă alte rezultate, adică munca are pe lângă alte rezultate, cam efectul ăsta, produce o valoare. Și după aia, valoarea aia trebuie gestionată. Ce faci cu banii care îi câștigi din muncă? Și vrem ca să privim la această realitate, că Biblia ne spune ce ar trebui să facem cu resursele materiale care le-am primit ca o binecuvântare prin munca noastră, da? Prin munca noastră. Deci vrem să privim la motivațiile muncii noastre,
la felul în care trebuie să muncim. Vom vedea că asta produce anumite realități, anumite rezultate, dacă muncim după criterii biblice sau dacă nu muncim după criterii biblice, da? Vor produce realități, realități și spirituale și materiale. Dacă nu muncești după criterii biblice, vei avea anumite rezultate negative și material și spiritual. De exemplu, dacă nu muncești cinstit, da, care e un criteriu biblic, s-ar putea ca să câștigi foarte mulți bani, dar nu vei avea niciodată pace, liniște, bucurie și alte lucruri care decurg dintr-o metodă și o motivație de lucru biblică. Da? Dacă muncești cinstit, vei câștiga totuși bani, s-ar putea să câștigi mai puțin, dar pe lângă banii care îi câștigi, vei avea și alte beneficii spirituale. În orice caz, trebuie să privim și să vedem care sunt consecințele ascultării de Biblie, când vine vorba de muncă, și cum ar trebui să gestionăm acele rezultate. Da? Asta este o schiță a ceea ce urmează, să știm foarte, foarte bine. Da? Deci vrem să răspundem sau să interogăm Biblia în patru mari aspecte sau patru întrebări majore. De ce muncim? Cum trebuie să muncim? Care este rezultatul atunci când muncim după criteriile Bibliei sau când nu muncim după criteriile Bibliei? Și patru, cum administrăm câștigul care provine din munca noastră? Da? Ce spune Biblia despre felul în care trebuie să ne administrăm finanțele? Vrem să facem o teologie biblică și o teologie practică. Da? Vrem ca să ne uităm și să medităm asupra ceea ce Biblia spune despre aceste întrebări. Asta ne interesează în primul rând. Nu ne interesează pragmatismul, da? Noi vrem ca să știm ce spune Biblia și să practicăm ceea ce spune Biblia. Cum am mai făcut și în alte studii, vă dau acum un aviz celor care sunt interesați doar de teorie. Dacă vă place doar teoria și nu vreți să practicați principiile biblice, ar fi mai bine să nu ascultați mesajele acestea, pentru că la sfârșit va trebui să luați hârtia, pixul, bugetul familiei și să ziceți unde păcătuiesc prin felul în care muncesc și îmi administrez banii. Și să faceți niște schimbări. Și nu o să mai puteți spune, frate, eu n-am știut că am ținut Biblia închisă, eu am crezut că numai manualul de economie de la școală spune ceva. Acum vei ști că Biblia are pretenții de la munca ta, da? De la banii tăi și va trebui ca să pui în practică. Și vei fi cu atât mai mult, cu atât mai mult sub judecata lui Dumnezeu, dacă vei trăi în continuare după propriile principii care n-au nicio legătură cu Biblia. Da? Deci aviz celor care nu vor să fie practicanți ai Scripturii. Scopul nu este în primul rând pentru noi unul pragmatic, da? Adică noi nu ne uităm la problemă în mod pragmatic și zicem, domnule, ce am vrea noi să realizăm? Am vrea să câștigăm mulți bani, da? Sau am vrea ca să ne cumpărăm ceva. Și după aia mergem ca să găsim acoperire teologică. Ăsta e scopul meu, eu vreau să mă îmbogățesc, eu vreau ca să o duc bine, eu vreau... Și acum hai să văd ce din Biblie s-ar putea răstălmăci ca să îmi iasă jocul respectiv. Nu, scopul nostru este să începem de la Scriptură, să vedem ceea ce învață Scriptura pe aceste teme și să practicăm ceea ce învață Scriptura. Noi credem, noi creștinii credem că Biblia are mai multă înțelepciune și pe tema aceasta decât toți înțelepții lumii la un loc. Toți economiștii, toți contabilii, toți experții, dacă i-am pune la un loc și ar scrie o carte despre ceea ce înseamnă muncă, bani, buget și așa mai departe, nu au înțelepciunea care o are Scriptura. Nu au. Nicio universitate nu are profesori care au mai multă cunoaștere sau înțelepciune despre ceea ce înseamnă muncă, despre ceea ce înseamnă administrarea banilor, decât Scriptura. Da? De ce? Pentru că Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Da? Dumnezeu este sursa supremă a înțelepciunii. El este înțelepciunea. Da? Să nu mă înțelegeți greșit. Nu zic că economiștii, contabilii, avocații și așa mai departe nu au locul lor în societate, în lumea aceasta. Îl au. Și foarte bine ca să avem pe acești oameni să ne ajute în administrarea corectă, legală a bunurilor care Dumnezeu ni le-a dat prin binecuvântarea Lui, să ne ajute să ne organizăm
firmele, să ne ajute să ne organizăm societatea. Este foarte bine și ar fi foarte bine ca să fie din ce în ce mai mulți creștini în meseriile acestea care să practice meseria lor după principiile Bibliei. Da? Din păcate, în momentul în care ajung la barou sau la notariat sau unde ajung, cam pun deoparte principiile biblice. Da? Rețin un eveniment în care fratele Radu s-a dus să încheie o tranzacție imobiliară la un notar creștin. Vânzătorul eram noi. Cumpărătorul era un om din lume. Da? Notarul era un creștin, ca să înțelegeți imaginea. Suma era foarte mare. Legea prevedea o suprataxă, un plus 3% sau 2%, din cauza că bunul era, cum facem un pic de legislație. E bine să știți lucrurile astea. Pentru că bunul respectiv a fost cumpărat și vândut înainte de un termen stabilit de lege, adică 2 ani sau 3 ani. Și asta în ochii legii se numește speculație. Eu cumpăr telefonul acesta, da, sau apartamentul respectiv și îl vând peste un termen scurt și legea zice asta se numește speculație. Legea vrea să descurajeze speculația respectivă și pune o suprataxă, 3%. Dacă ai făcut manevra asta, trebuie să plătești 3%. Dacă suma este foarte mare, 10 de mii de euro, 3% este o sumă foarte mare, da? Dar asta spune legea. Și acum revenim în scena noastră reală. Vânzător pocăit, cumpărător nepocăit, notar hotărâți voi. Da? Și discuția este în felul următor. Frate Radu, ar fi păcat ca să plătiți 3% pe suma asta. Totuși, sunt foarte mulți bani. Frate Radu răspunde. Ce zice fratele Radu? Frate cutare, nu știu dacă eu zic frate. Dacă legea asta spune, noi asta facem. Fă actele, noi plătim și am terminat. Insistă. Sună-l pe fratele Mihai și spune cum stau lucrurile și să vină aici, că e absurd să plătiți banii ăștia. A fost nevoie ca să mă duc în biroul notarului creștin, care poate s-ar putea să asculte mesajul acesta, da? Zic eu că intenția noastră este să plătim ceea ce prevede legea. Și chiar dacă el îmi spune că noi am putea declara mai puțin și nimeni n-ar ști și că el ca notar trebuie doar ca să ne creadă pe cuvântul nostru de onoare, noi tot vom plăti ceea ce prevede legea. Da? Foarte mulți oameni în momentul în care vine de practicarea meseriei lor pun deoparte principiile creștine. Domnule, ok, eu sunt creștin, dar sunt notar sau sunt avocat sau sunt... Întrebarea ei dacă ești notar sau avocat sau contabil creștin, da? După Biblie. Așa că ar fi bine ca să avem oameni din ăștia care sunt după Biblie. S-ar putea să fie un notar cu mai puțin clienți, s-ar putea să fie o contabilă sau un contabil cu mai puțin clienți, s-ar putea să fie un avocat mai puțin căutat, dar vei fi după Biblie, da? Scopul creștinului, în primul rând, este să-L onoreze pe Dumnezeu în tot ceea ce face. Indiferent de consecințele pe acest pământ. Da? Indiferent dacă trebuie să sufere pentru a-L onora pe Dumnezeu. Da? Făcând lucrul acesta, onorându-L pe Dumnezeu cu orice preț, omul care este creștin îndeplinește scopul pentru care a fost creat. Și lucrul acesta îi aduce mai multă satisfacție decât orice pagubă, decât orice preț. Atunci când îndeplinești scopul pentru care ai fost creat, tu ca și făptură și eu ca și făptură creată de Dumnezeu, exist ca să-L onorez pe Dumnezeu, să-L respect pe Dumnezeu, să-L proslăvesc pe Dumnezeu. Da? Ăsta este scopul numărul unu, scopul suprem pentru care am fost creat. În momentul în care îl onorez pe Dumnezeu, chiar dacă am de suferit tot felul de pierderi, eu îmi îndeplinesc scopul și asta mi-aduce o bucurie supremă. Da? În momentul în care îl dezonorez pe Dumnezeu, chiar dacă am de câștigat întreaga lume, la ce m-ar ajuta dacă îmi pierd? Sufletul. Da? Înțelegeți felul în care funcționează pentru un creștin lucrurile. Ca atare, orice pierdere, nu numai că este suportabilă de creștin, cât timp ea produce onoare la adresa lui Dumnezeu, este de dorit de creștin. Este o bucurie pentru creștin. Creștinul nu zice, măi, a trebuit să plătesc taxa asta, da, ca să-L onorez pe Dumnezeu, vai!
păcat că sunt creștin acum. Dacă n-aș fi creștin acum, uite, mă făceam cu 1000 de euro. Aia nu-i creștinism. Da? Aia nu-i creștinism. Creștinul se bucură atunci când el îl onorează pe Dumnezeu, chiar dacă îl costă ceva. Vedem în Scriptura acei credincioși descriși care spune că au privit cu bucurie răpirea averilor. Cum să privești cu bucurie răpirea averii tale? Să te uiți cum casa ta e arsă sau vandalizată sau e furată de guvern pentru că ești creștin, e luată pur și simplu pentru simplu fapt că tu ești creștin, să privești la ceea ce se întâmplă, la felul în care nebunii ăia îți distrug casa pentru simplu fapt că tu ești creștin și să privești cu bucurie. Să zici, pentru mine, faptul că pierderea aceea, faptul că nu mi-am compromis principiile, îl onorează pe Dumnezeu, este o bucurie mai mare decât faptul că mi-am pierdut casa. Zicem, da frate, dar totuși, știi cum e, am muncit o viață întreagă pentru casa aia, da? Am muncit o viață întreagă și Hristos a murit pe cruce ca să te răscumpere pe tine. Pune-le tu în balanță și spune-mi cine a plătit mai mult. Tu pe casa ta sau Hristos pentru viața ta? Pentru creștin este o bucurie atunci când Dumnezeu este onorat, indiferent care sunt costurile, indiferent care sunt costurile, pentru că El își îndeplinește scopul pentru care a fost creat. Da? Dacă doriți să ajungeți bogați, sunt seminarii pentru așa ceva. Da? Sunt seminarii care sunt interesate doar de a ajunge oamenii să fie bogați, doar de a face business și nu sunt interesate de ceea ce Dumnezeu are de spus pe această temă. Sunt deja și în România seminarii organizate de oameni care pretind că sunt creștini și n-au nicio treabă cu principiile biblice despre business, afaceri, finanțe. Ei organizează tot felul de seminarii care pretind că îi ajută pe oameni să crească în afaceri, în sfera financiară, pretind că sunt creștini, dar nu se pomenește absolut nimic despre principiile Bibliei. Aici nu căutăm așa ceva. Nu căutăm să ne îmbogățim, nu căutăm ca să avem succes cu orice preț. Noi căutăm ca să-L onorăm pe Dumnezeu. Noi căutăm ca să fim cu adevărat fericiți, să împlinim scopul pentru care am fost creați. Și ca să împlinim acest scop, trebuie ca Dumnezeu să fie consultat în toate domeniile vieții noastre. Dar nu există sferă în viața noastră în care Dumnezeu nu are un cuvânt decisiv. Inclusiv munca noastră, inclusiv banii noștri, inclusiv familia noastră, biserica noastră, prieteniile noastre, tot. Dacă suntem al lui Dumnezeu, atunci El are ceva de spus definitiv despre toate aceste domenii. Îmi fierbe sângele în mine când aud oameni pocăiți care îmi spun lucruri de genul: frate, dar noi nu amestecăm Biblia cu business-ul. Biblia e Biblia, business-ul e business-ul. Bine, frate, dar nu amestecăm noi banii și biserica. Corect! Pentru un creștin, ăstea nu sunt amestecate, sunt inseparabile. Pentru un creștin, Biblia și banii lui sunt inseparabile. Nici n-ai ce amesteca, da? Ceea ce Biblia spune despre banii creștinului este adevăr pentru acea persoană. Nu e vorba de un amalgam. Ce cred eu și ce zice Biblia. 50% cum zic eu, 50%... Asta ar fi un amestec, da? 50% cum zice Dumnezeu, 50% cum zic eu. Acum, totuși, că e Dumnezeu, hai să dăm 51%. 51% ce zice Biblia, dar eu n-am deschis-o să văd ce scrie pe acolo... Și 49% cum vreau eu. Dar asta ar fi un amestec, un amalgam. Pentru creștini nu există așa ceva. 100% ce spune Dumnezeu prin Scriptură despre bani, despre muncă, despre familie, despre biserică, da? Atât, simplu. La București, fratele Andrei, acum e la o conferință unde se discută reforma. Și am urmărit și eu câteva dintre aceste sesiuni. Vreau să vă comunic că fratele Andrei nu ne-a făcut de rușine. Și s-a vorbit foarte mult. S-a vorbit despre sola Scriptura, s-a vorbit despre gloria lui Dumnezeu, s-a vorbit despre una și alta, da? Dar până la urmă,
cu foarte puține implicații practice. Noi credem în slava lui Dumnezeu. Noi credem că Scriptura este autoritatea. Noi credem... Acum mergeți toți înapoi în bisericile voastre și faceți ce credeți voi. Cam așa ceva. Dacă ești creștin, în orice sferă, în biserică mai ales, da? Dar nu numai, în toate sferele vieții, faci doar ceea ce îți spune și ceea ce îți poruncește Dumnezeu. Nu amestecăm lucrurile. Corect, fraților. Nu amestecăm banii cu Biblia. Câștigă Biblia întotdeauna. Nu amestecăm biserica cu business-ul, da? Întotdeauna, biserica lui Hristos, aleșii lui Hristos, îl aleg pe Hristos peste business, peste finanțe, peste orice altceva. Bun, despre muncă. Prima întrebare. De ce muncim? Răspunsul pentru cei care vă cunoașteți Scriptura, sau cel puțin dacă nu cunoașteți Scriptura, mă cunoașteți pe mine, îl știți deja. Răspunsul atunci când nu știi răspunsul, întotdeauna este acesta. Spre slava lui Dumnezeu. Da? Dacă atât ați învățat numai în 2 ani și la Biserica Sfânta Treime, știți mai mult decât foarte mulți creștini de pe acest pământ, sau care spun creștini. Muncim spre slava lui Dumnezeu. În mod ultim, ăsta este răspunsul corect. Da? În mod suprem, ăsta este răspunsul corect. Important de înțeles este că, de fapt, fără răspunsul acesta la temelie, la fundație, da? Fără răspunsul acesta, toate celelalte răspunsuri devin incorrecte și devin păcătoase. Răspunsuri care, de altfel, din sine nu sunt păcătoase. Dacă te-aș întreba de ce muncești și ai spune, eu muncesc ca să-mi întrețin familia. Aici, frate, da, cum poate asta să fie păcătos, da? Dacă sub acest răspuns secundar de a-ți întreține familia nu există un scop suprem ca să-L proslăvești pe Dumnezeu prin familia ta, prin munca ta, a munci ca să-ți întreții familia devine incorect și chiar păcătos. Eu muncesc ca să-i ajut pe săraci. Eu muncesc, nu contează, orice scop, orice motivație care nu-i subordonează acestei motivații supreme de a-L glorifica pe Dumnezeu, și vom vedea lucrul acesta imediat, devine problematică din perspectiva creștină. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 10:31, așadar fie că mâncați, fie că beți sau orice altceva faceți, să faceți pe toate pentru slava lui Dumnezeu. Nu există scăpare. Orice faci, dacă ești creștin, are scopul să-L proslăvească pe Dumnezeu. Fie că mănânci, fie că bei, fie că muncești, fie că te joci, orice faci, da? A te juca cu copilul tău trebuie să aibă ca motivație supremă proslăvirea lui Dumnezeu. Frate, dar eu nu știu cum să mă joc cu copiii spre slava lui Dumnezeu. E o problemă atunci. Trebuie să înveți să te joci spre slava lui Dumnezeu. Frate, eu nu știu cum să beau suc de portocale spre slava lui Dumnezeu. Păi nu știu cum îl bei atunci. Da? Pentru că Dumnezeu ți l-a dat, Dumnezeu l-a creat, Dumnezeu te-a binecuvântat cu banii ca să-l cumperi. Cum îl bei? Ca un păgân? Nu? Sucul de portocale trebuie băut spre slava lui Dumnezeu. Sau orice altceva ați prefera să puneți în pahar care e permis de Scriptură. Da? Toate lucrurile, spune Apostolul Pavel, trebuie să fie spre slava lui Dumnezeu. Și Biblia prezintă într-adevăr o sumedenie de motivații secundare și bune care, dacă nu au ca și rădăcină această motivație supremă, devin alterate. De exemplu, în Efeseni 4:28, Apostolul Pavel spune celor care nu prea obișnuiau să muncească și furau, probabil că la Efes erau ceva români care au emigrat acolo și s-au pocăit, dar nu s-au lăsat de obiceiurile astea balcanice, și le spune, hei, voi care furați, să nu mai furați, ci în schimb să munciți. Da? Și el spune felul următor, cel care a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze. Ca să își, deci acum dă o motivație, de ce să lucreze? Ca să-și câștige existența în mod cinstit și să-i poată ajuta pe cel ce este în nevoie. Dar el dă două motivații în acest verset. Da? Acum, tu poți munci pentru a-ți câștiga existența sau chiar pentru a ajuta pe cel care-i sărman, și dacă acestea nu provin dintr-o dorință de a-L glorifica pe Dumnezeu, ele devin motivații păcătoase. Da? Pentru că tot ceea ce ai făcut
fără credință nu este plăcut lui Dumnezeu. Tot ceea ce ai făcut în independență de Dumnezeu și nu pentru slava Lui, ești în încălcarea scopului pentru care Dumnezeu te-a creat. Ești în încălcarea unei porunci, am văzut mai înainte, care permiază și suprapune toate poruncile din viața ta și toate activitățile din viața ta. Da? Nu este suficient doar să lucrezi să-ți câștigi existența. Trebuie să o faci pentru slava lui Dumnezeu. Nu este suficient doar să câștigi bani ca să poți da săracilor. Trebuie să câștigi bani să dai săracilor pentru slava lui Dumnezeu. Da? Dacă cele două nu există împreună și dacă motivația supremă nu este proslăvirea lui Dumnezeu, atunci ai alterat ordinea scopurilor care Scriptura le are pentru viața ta. Și vom vedea lucrul acesta în detaliu în doar câteva minute. Hai acum să punem un pic de temelie pentru afirmația aceasta, muncim spre sau pentru slava lui Dumnezeu. Să vedem că lucrurile întotdeauna așa a fost, că asta a fost intenția lui Dumnezeu și că nu este cumva doar spicuit așa dintr-un verset. Că este realmente parte din tot ceea ce înseamnă narativul revelației lui Dumnezeu și intenția lui Dumnezeu pentru noi. În primul rând, trebuie înțeles că Dumnezeu ne-a creat să muncim. Dumnezeu ne-a creat să muncim. Mulți, chiar mulți evanghelici, trăiesc cu impresia că munca este un blestem. Să nu mai vorbim despre în valurile carismatice care o spun pe față că munca este un blestem. N-ai credință dacă trebuie să muncești prea mult, da? Deci o spun pe față lucrul ăsta. A, Dumnezeu trebuie să-ți dea așa numai, să toarne din cer, tu nu trebuie să muncești. Mulți au impresia, și chiar mulți și baptiști, au impresia că munca este un blestem sau o pedeapsă. Sau poate doar un rău necesar. Discuți despre muncă cu un baptist și spune, nu spune că e un blestem, dar spune, am un frate, ce să faci? Musai să muncim, nu? Ați avut discuții de genul. Musai, frate, e musai. Biblia nu vorbește așa. Biblia ne spune că munca este și întotdeauna a fost o binecuvântare pentru noi, ca și oameni, care a fost dată de Dumnezeu. Biblia spune că noi am fost creați de Dumnezeu pentru această binecuvântare, pentru binecuvântarea muncii. Munca a ajuns ca să fie privită cumva ca o consecință a căderii în păcat. Dar realitatea este că căderea în păcat nu a instituit porunca muncii. Nu a instituit activitatea muncii. Căderea în păcat a alterat munca. A deteriorat munca. Nu a instituit necesitatea muncii. Unii își imaginează, la propriu își imaginează, că în grădina Edenului, Adam și cu Eva au fost niște leneși. Stăteau acolo pe niște șezlonguri, Eva s-a uitat la telenovele, Adam s-a bronza și de când în când mai venea Dumnezeu și îi scotea la o plimbare. Da? Realmente unii așa cred, că ăștia doar stăteau în grădina Edenului și se îngrășau acolo. Sau nu se îngrășau, că fructele din pom erau cu calorii puține. Da? La mol nu mergeau, dar stăteau numai, erau leneși. Este o aberație așa ceva. Biblia ne prezintă că munca a făcut parte din creație înainte de cădere. A făcut parte din planul perfect al lui Dumnezeu pentru omenire, înainte ca noi să îl alterăm prin păcat. În Geneza 2:15 ni se spune în felul următor. Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Eden. Și acum din nou, niște sintagme care ne spun care a fost scopul. Ca să, ce să facă? Cine știe? Să o lucreze, da? Ca să o lucreze și să o păzească sau să o administreze, da? Să o păzească și să o administreze. Deci, care a fost intenția lui Dumnezeu? Ce a vrut Dumnezeu ca omul ca să facă în paradis, în Eden? Să lenevească sau să ce? Să lucreze, să muncească. Da? L-a pus în grădina Edenului, în paradis, să muncească și să păzească grădina Edenului. Mulți dintre voi la momentul acesta reevaluați dacă mai vreți să ajungeți în paradis. Păi stai frate, eu mă chinui toată viața asta să ies la pensie, da? Ca după aia să mor, să ce? Să mă pună Domnul iară în paradis unde o să trebuiască să muncesc din nou? Nu fi absurd. Dar dacă înțelegi că munca n-a fost niciodată un blestem și că Dumnezeu intenționează
ca omul în starea lui perfectă să muncească și atunci când vei fi glorificat din nou și adus în starea perfectă, vei fi pus la muncă din nou, hopa, să schimbă un pic ecuația. Da? Căderea nu a instituit munca ca și o pedeapsă, ci a alterat munca din cauza păcatului, care o face pentru noi o povoară și o pedeapsă. Da? A alterat-o. La fel cum căderea nu a instituit porunca pentru om de a se înmulți prin naștere de prunci. Nu? Asta a fost o poruncă și a fost intenția lui Dumnezeu ca oamenii să se înmulțească și să stăpânească pământul de la început. Dumnezeu a vrut ca noi care suntem purtătorii de imaginea lui Dumnezeu, El ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, să ne înmulțim. Cum? Păi și în grădina Edenului intenția era tot așa, prin naștere de prunci. Ce s-a întâmplat după cădere? A fost alterat scopul acesta, sau cel puțin metoda prin care se realizează scopul, din cauza păcatului și nașterea de prunci a devenit cum? Femeilor, să răspundeți, bărbații, nu aveți habar. Da? Grea, dureroasă, da? Dureroasă și totuși, poate nu suficient de dureroasă, da? Spun lucrul acesta pentru că atunci când Anca a născut-o, a dat nașterea, cum vreți ca să o numiți, pe Casey, eu eram sigur, după tot ceea ce s-a întâmplat acolo, că nu vom mai avea un alt copil. Eram sigur. Anca, de când ne-am căsătorit, mi-a zis, eu vreau 4 copii sau 6 sau nu știu cât vroia ea. Eu am zis la un dat că nu, ea vroia 6, eu am zis că aș fi dispus 4, după aia am renegociat la 2. A fost un proces, da? Dar am zis, nici nu contează, după prima naștere va realiza cum stau lucrurile și cu siguranță nu mai vrea copii. Și a fost o perioadă de travaliu, până a venit și epiduralul, după aia a fost nevoie de cezariană, a fost pentru mine extrem de dureros. Deci eu eram traumatizat maxim, deși n-am suferit absolut nimic, că stăteam într-un fotoliu în salon și după aia, într-adevăr, am fost în sala de operație, dar m-au protejat medicii de lucrurile mai traumatice. Da? S-a terminat tot și la câteva clipe, după ce mi-au pus bebelașul în mână, mi-am dat pe Casey și la Anca, la câteva clipe, eu am zis, na, mai vrei prunci? Și Anca s-a uitat la mine și zice, da? Cum să nu? Toată durerea aia, da? Tot chinul ăla, să porți un copil, o ființă în tine, 9 luni de zile, să suferi ore întregi, să te taie doctorul, să te despice în două, să-l scoată afară și bucuria produsă, intenția bucuriei produse de Dumnezeu, totuși e mai mare decât tot ceea ce am alterat noi, ca să înțelegeți cât de minunat este Dumnezeu în scopurile Lui și în ceea ce a creat. Noi am stricat, am depravat total. Toate aspectele vieții noi le-am depravat prin păcatul nostru și totuși la bază, la temelie, există ceva din esența lui Dumnezeu în omenire. Există ceva în ființele noastre care sunt după chipul și după imaginea, după imago Dei, după imaginea lui Dumnezeu. Da? Foarte important de înțeles lucrul acesta. La fel ca și cum în naștere, nașterea întotdeauna și înmulțirea a făcut parte din intenția lui Dumnezeu și noi am alterat-o. Munca întotdeauna a fost parte din planul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a blestemat prin muncă, Dumnezeu ne-a creat și ne-a binecuvântat prin muncă. Noi ne-am blestemat prin faptul că am alterat munca cu păcatul nostru. Da? Noi am făcut o povoară. Noi am făcut ca munca să fie dificilă și grea prin faptul că am alterat-o fundamental prin căderea în păcat. Lucrul acesta este fundamental de înțeles, foarte important de înțeles. Îmi pot imagina de ce, dacă ai o teologie greșită despre muncă și tu crezi că este blestemul lui Dumnezeu, ai o atitudine greșită despre muncă. De fapt, nu pot să-mi imaginez ce altă atitudine ai putea avea despre muncă decât atitudinea care are un prizonier, un pușcăriaș care se trezește în celula lui și știe că va merge la muncă obligatorie. Cam așa ceva ne vedem noi dacă avem teologia greșită. Noi ne credem în pușcăria lui Dumnezeu și suntem puși la muncă obligatorie, pentru că asta e pedeapsa noastră. Și în fiecare dimineață ne trezim, să punem lanțul pe picior și mergem la săpat de șanțuri, da? Că suntem pușcăriași în pușcăria lui Dumnezeu. Cam așa văd cei mai mulți creștini munca. Și așteaptă ziua în care vor fi eliberați din pușcăria asta. Surpriză în cer, hai la muncă, aceeași chestie, da?
De ce? Pentru că n-au înțeles adevărul fundamental că munca în sine nu este o pedeapsă. Pedeapsa este păcatul care a alterat munca, da? Pedeapsa este ce noi am făcut din muncă. Nu munca în sine. Munca este o binecuvântare. Cu siguranță Dumnezeu nu vrea pentru copiii lui ca să aibă atitudinea asta a unor condamnați care pur și simplu sunt puși la muncă forțată. Nu asta a intenționat Dumnezeu în grădina Edenului și nu asta intenționează Dumnezeu pentru tine acum că ai fost răscumpărat prin puterea Evangheliei și prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Evanghelia reformează, răscumpără absolut totul, inclusiv munca noastră, inclusiv nașterea de prunci. Ea rămâne dureroasă în continuare, dar bucuria care provine inclusiv din naștere de prunci, când știi că tu împlinești scopul pentru care Dumnezeu te-a creat, din creșterea lor, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după Scriptură, bucuria de a crește un copil pentru slava lui Dumnezeu este infinit de mare în comparație cu bucuria de a crește un golan. Infinit de mare. Nu se poate compara ceea ce ar trebui să simtă o mamă credincioasă care să chinuie cu copilul ei ca să-l educe după cuvântul lui Dumnezeu cu ceea ce simte o mamă care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Incomparabil lucrul acesta. Motivațiile sunt din alte sfere, din alte universe. Motivațiile unei mame sunt finite. Sunt dragostea ei pentru copil, mame necredincioase, da? Sunt mândria ei ca copilul ei să fie cel mai bine îmbrăcat, să fie notele cele mai bune, să poată să spună tuturor ce copilaș frumos și deșteptare, da? Motivațiile unei mame sau unui părinte credincios sunt infinite. Este slava lui Dumnezeu. Nu poți compara dragostea ta pentru copilul tău ca și motivație, ca valoare, ca cantitate, ca orice vrei tu, cu motivația infinită a slavei lui Dumnezeu. Realmente, dacă nu înțelegi ceea ce înseamnă a-ți iubi copilul spre slava lui Dumnezeu, nu-l vei iubi maxim. Îl vei iubi în mod inferior. Pentru că îl vei iubi din motivații și dintr-o sursă de putere inferioară. Doar motivațiile tale. Care sunt ce? Sunt denaturate și alterate de păcat și au nevoie să fie răscumpărate prin Evanghelie. Când sunt răscumpărate prin Evanghelie, îți vei iubi copiii altfel, îți vei face meseria altfel, îți vei iubi nevasta altfel, soțul altfel, vecinii altfel. Totul va fi altfel. Și vă garantez că va fi mai bine. De ce? Pentru că ne vom împlini scopul pentru care am fost, creați, da? Important de înțeles, fraților, că în cer, adică pe pământul nou, sub cerurile noi, vom munci. Dumnezeu nu va anihila munca, pentru că a făcut parte din planul lui dintotdeauna. Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou și va purifica tot ceea ce noi am contaminat prin păcat. Și va rămâne doar ceea ce a intenționat El. Evanghelia în niciun fel nu elimină necesitatea muncii sau porunca lui Dumnezeu de a munci. Evanghelia pur și simplu restaurează intențiile desăvârșite a lui Dumnezeu. Evanghelia reformează scopul muncii, ca noi să înțelegem că nu muncim ca și pedeapsă, ci ca și privilegiu, ca și binecuvântare din partea lui Dumnezeu, ca să slujim spre gloria Lui, ca să împlinim scopul pentru care am fost creați. Noi muncim pentru că am fost creați să muncim. La fel cum un copac înflorește pentru că a fost creat să înflorească și dă fruct și rod pentru că de aceea a fost creat. Ce satisfacție mai mare poate avea un copac decât să fie ceea ce l-a creat Dumnezeu? Da? Există religiile astea estice care încearcă să fie zen și de aia e să ajungi să ai pacea unui copac. Ce înseamnă asta? Ei nici nu știu ce înseamnă asta. Dar asta înseamnă. Înseamnă să ajungi să fii ceea ce ai fost creat să fii. Copacul nu are crize existențiale. Copacul nu se gândește, mă, oare eu ce ar trebui să fiu? Copacul e copac, da? Și când te uiți la un copac frumos, zici, ce lucru minunat. E exact ceea ce Dumnezeu l-a creat să fie. Un copac înflorit, un copac pe care cresc mere bune. Și când nu-i problema. Și când copacul acela produce ceea ce trebuie să producă, noi privim la el și spunem, e minunat, da? La fel noi ca și credincioși când privim la viețile noastre.
Și viețile noastre sunt ceea ce trebuie să fie. Ceea ce Dumnezeu a poruncit să fie. Este un lucru absolut minunat. Ar fi bine să începeți să vă reformați de acum teologia despre muncă. Să vă reformați de acum atitudinea față de muncă. Să vă reformați motivațiile pentru care munciți. Dacă nu, când veți ajunge în cer și după ce vă spune veniți, dragii mei, da? Și vă spun eu că acum haideți la biroul de repartizări la muncă. Tu te duci acolo la grădină, tu, soră, te duci dincolo, tu așa. Și o să zicem, ce e aici, comunism? Da? Nu o să vrei să stai în cer. Pentru că n-ai înțeles ceea ce te așteaptă. Ca atare ar fi bine de acum să înțelegi că în cer vei munci și că ăsta este scopul lui Dumnezeu pentru tine. Doi. Al doilea lucru care ne dă un fundament, un postament la faptul că tot ceea ce înseamnă muncă este pentru slava lui Dumnezeu. Doi. Dumnezeu, Dumnezeul nostru, Dumnezeul Scripturii, este un Dumnezeu care lucrează. Este un Dumnezeu care muncește. Într-adevăr, nu este un Dumnezeu care se obosește, nu este un Dumnezeu care are nevoi și așa mai departe, dar El este un Dumnezeu care muncește. Creația atestă lucrul acesta. Pavel Nicolescu zicea la un moment dat că taina sau minunea nu este cum Dumnezeu a creat universul acesta. Asta nu e ceva de neconceput, cum un Dumnezeu atotputernic a putut ca să creeze un univers. Taina, zicea el, e de ce Dumnezeu a creat un univers de care n-avea nevoie. Asta e întrebarea. De ce Dumnezeu, în care nu există lipsă, în care nu există nevoie, care nu poate fi slujit de mâini omenești, a creat un univers de care el nu are nevoie. Gândește-te că Dumnezeu nu avea nevoie să facă acest univers. N-avea nevoie de tine, n-avea nevoie de planeta asta, n-avea nevoie de galaxii, n-avea nevoie de nimic. Și totuși le-a făcut. Și Biblia ne spune că munca lui nu s-a încheiat. Biblia ne spune că el susține acest univers, că el lucrează în continuare. Că El lucrează planul Său veșnic de a răscumpăra această creație de la păcatul în care am plonjat-o noi. De a răscumpăra un popor ales pentru gloria Lui. Domnul Iisus spune în Ioan 5:17, Tatăl meu lucrează până acum, iar eu de asemenea lucrez. Hristos îl arată, îl revelează pe Dumnezeu ca și un Dumnezeu care lucrează, care este activ. Creația atestă lucrul acesta, existența în sine atestă lucrul acesta. Dacă Dumnezeu nu ar susține existența, noi n-am exista. Înțelegem asta. Dacă Dumnezeu n-ar lucra acum, nu confundați faptul că Dumnezeu lucrează cu faptul că El depune efort. Că unii pun întrebări stupide. Păi dar nu se obosește Dumnezeu să tot rânduiască toate moleculele? Nu! Dumnezeu nu se obosește, nu poate fi obosit, e infinit. Dar asta nu înseamnă că nu lucrează. El direcționează fiecare moleculă, fiecare neuron din capul tău, da? Fiecare pas, fiecare râu îl direcționat de Dumnezeu. Și El nu obosește, dar El lucrează. În El avem existența, în El ne mișcăm și trăim. Și dacă El nu ar susține ceea ce a creat și n-ar lucra până în ziua de astăzi, pur și simplu n-am exista. Simplu fapt. Că putem să privim la creație și putem ca să fim în viață, atestă faptul că avem un Dumnezeu care lucrează. Care este scopul lui Dumnezeu în munca Lui? V-ați pus vreodată întrebarea asta. De ce muncește Dumnezeu? Ar fi absurd să crezi că Dumnezeu poate găsi în mod ultim și suprem o motivație în afara Lui. Și mulți așa o găsesc. Dumnezeu a creat universul pentru că nu putea trăi fără noi. Cea mai tâmpită chestie care am auzit vreodată. Adică ai anihilat tot ceea ce înseamnă conceptul de Dumnezeu, da? Biblic vorbind. Dumnezeu nu putea să trăiască fără mine, de aia a creat universul ăsta. Adică cel mai prețios lucru în universul ăsta sau în afara lui ai fost tu. Că Dumnezeu nu putea fără tine, da? Și de aia a creat tot ceea ce se vede din dragoste de tine. Absurd. Dumnezeu n-are nevoie de tine și n-a avut nevoie de universul acesta. Muncește Dumnezeu pentru că El e flămând? Muncește să nu moară de foame? Muncește pentru că are nevoi neîmplinite? Îi trebuie ceva care nu are sau nu-și permite și trebuie ca să mai câștige niște bani?
Sau are dorințe neîmplinite. Noi de-aia muncim de multe ori, nu? Ne dorim ceva foarte mult și muncim ca să obținem acea dorință, da? Cum ar fi dacă dorința supremă ar fi ca să-L glorificăm pe Dumnezeu? Cum am muncit? Că pentru o mașină, pentru un costum, pentru niște papuci noi, cum muncim? Fai ce muncim! Cu cât spor, cu câtă dragoste, facem tot felul de... De ce? Pentru că avem o dorință care vrem să ne împlinim, da? În Dumnezeu nu există dorințe nesatisfăcute. Dumnezeu pur și simplu lucrează pentru slava Lui. Dumnezeu lucrează să arate slava Lui și Dumnezeu lucrează pentru că El este slavă. Da? El lucrează pentru că este parte componentă din slava Lui să fie un Dumnezeu lucrător. Da? Și este foarte bine că este parte componentă din slava Lui și din caracterul Lui să fie un Dumnezeu lucrător, că dacă n-ar fi, tu n-ai exista. Dacă Dumnezeu n-ar fi un Dumnezeu care lucrează, da? Care stă în natura Lui să lucreze, să creeze, să împărtășească gloria și slava Lui cu creația Lui, noi n-am exista. Noi n-am exista. Dar pentru că face parte din ceea ce înseamnă Dumnezeu, din natura și din caracterul Său, noi existăm pentru că El ne-a creat pentru slava Lui. Hristos, cum am văzut, atestă acest lucru. Hristos a venit să ne arate în mod suprem faptul că avem un Dumnezeu care lucrează. Și chiar Hristos a venit ca să slujească și să nu fie slujit. În Marcu 10:45 ni se spune că Fiul omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Scopul Domnului Iisus Hristos a fost să vină și să slujească. Și am văzut în Ioan că El ne învață că El muncește, lucrează, slujește la fel cum Tatăl face. El tot ceea ce face, face pentru că a văzut de la Tatăl. Da? Important de înțeles acest lucru. Există ceva în caracterul lui Dumnezeu care îl motivează să lucreze, să slujească. Dumnezeu nu lucrează să câștige ceva care nu are. Dumnezeu lucrează pentru slava Sa. Adică pentru a manifesta, a arăta caracterul Său glorios. Simplu fapt că El lucrează este o manifestare a slavei Lui. Înțelegeți lucrul ăsta? Noi când vorbim despre a slăvi, dacă eu încep și zic lucruri frumoase despre Iuliu, da? Și cineva zice, măi, l-ai ridicat în slăvi. Da? L-ai ridicat în slăvi, l-ai slăvit. Noi slăvim. Noi îl proslăvim pe Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că noi îl facem să fie slavă sau îl facem glorios. Noi pur și simplu spunem ce El este. Dumnezeu nu trebuie să se slăvească în sensul că El trebuie ca să se complimenteze, da? Ci El este slavă, El este glorie, El este lumină, El este totul. Când vorbim despre slăvirea lui Dumnezeu, nu vorbim despre altceva decât faptul că Dumnezeu este ceea ce este și ne dă onoarea ca noi să vedem lucrul acesta, da? Atât. Nu vorbim că Dumnezeu cumva crește în capacitatea Lui sau, nu știu, face mușla, uite, acum să vă arăt eu cât de... Nu, El este ceea ce este, da? Noi îl slăvim recunoscând ceea ce este. Noi îl slăvim atunci când ridicăm vocile noastre și proclamăm ceea ce este, da? El pur și simplu este slavă, glorie, viață, totul, da? Important de înțeles. Gândiți-vă la această realitate. Munca este parte componentă, inseparabilă a slăvii lui Dumnezeu. Este parte din caracterul Său divin. Avem un Dumnezeu care lucrează și avem un Dumnezeu care a insistat ca tu să cunoști lucrul acesta despre El. El vrea ca tu să știi că caracterul Lui este unul lucrător, muncitor. Da? Când ai un Dumnezeu leneș, că stă în natura Lui să lucreze, să creeze, să susțină. Și dovada supremă a lucrului acesta este că L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, care S-a întrupat și a făcut ce? A slujit și a murit ca să îndeplinească planul lui Dumnezeu. A muncit pentru Tatăl, nu pentru tine în primul rând și pentru mine. A slujit Tatălui ca să proslăvească pe Tatăl. Adică să-L facă glorios? Nu. Să-L arate pe Tatăl ca ceea ce îi. Să-L arate că El este un Dumnezeu
care muncește. El este un Dumnezeu care a creat. El este un Dumnezeu care va răscumpăra această creație. El este un Dumnezeu care te va ierta spre slava și spre gloria și spre gloria Lui. Revelația supremă a faptului că în natura lui Dumnezeu există acest atribut a unui Dumnezeu care lucrează este Hristos. El este modelul nostru. Și dacă Hristos spune că El lucrează precum Tatăl lucrează, atunci și noi trebuie să înțelegem că ar fi absurd să considerăm munca, lucrarea, slujirea un blestem când Dumnezeu Fiul, Dumnezeu întrupat, consideră a lucra un privilegiu, pentru că asta a fost scopul lui primit de la Tată, să vină să lucreze și să slujească pe acest pământ. 4. Biblia poruncește munca. Biblia instaurează munca ca și scopul lui Dumnezeu înainte de, cădere și după cădere, peste tot în Biblie, munca este lăudată și munca este poruncită. Munca nu este arătată undeva în Biblie ca și ceva de evitat, da? Ca și ceva care este necurat, ca și ceva care este urât. Biblia laudă munca și Biblia poruncește munca. În 1 Tesaloniceni 4, de la 11 la 12, Apostolul Pavel spune în felul următor: dați-vă toată silința să trăiți liniștiți, să vă vedeți de ale voastre și să lucrați cu mâinile voastre, așa cum v-am poruncit, ca să trăiți așa cum se cuvine față de cei din afară și să nu depindeți de nimeni. Textele biblice care vorbesc despre muncă ca și o virtute și ca și o poruncă ar fi foarte multe. Am putea sta săptămâni întregi doar să le parcurgem, da? Ceea ce e important de înțeles și sper să le parcurgeți acasă, pentru că până la urmă, ca și o paranteză, creierul creștin trebuie să fie o concordanță biblică. Mă repet, creierul creștin trebuie să fie o concordanță biblică. Când port o discuție cu cineva și cineva zice: frate, tu ce zici despre muncă? Instant în creierul unui creștin trebuie să apară versete despre muncă, da? Cine nu muncește să nici nu mănânce. Bă, eu asta cred. Ce mai crezi, frate? Pac, încă un verset. Încă un verset. Încă un verset, da? Ar fi bine să nu fur și să muncesc cinstit, da? Ok, deci trebuie să muncesc cinstit. Creierul creștinului este o concordanță biblică. Ce crezi tu despre căsătorie? Go! Nu știu, frate. De ce te-ai căsătorit atunci? Da? Ce crezi tu despre bani? Pentru că probabil că ați luat sau urmează să luați salariu. Da? Păi nu știu, frate, ce spune Biblia despre bani. Păi atunci cum știi ce o să faci cu ei? O să faci ceva cu ei, nu? Dacă n-ai făcut deja. Deja ați dus, așa-i? S-au dus. Dacă a luat salariul vineri, s-au dus. Vedeți problema? Nu avem în noi cuvântul lui Dumnezeu. Creierul creștin este o concordanță biblică. Orice. Aseară eram la masă la Socri și era Marius. Marius e tânărul acela care mai vine, ar trebui să fie tot timpul miercuri seara la noi la studiu. Și ne-am pus la o masă minunată, cu mămăligă, așa românească, tot ce trebuie. Și am zis: Marius, repede, un verset din Biblie despre masă. Și băiatul mi-a dat un verset din Biblie despre masă. Tu mi întinzi masa mea înaintea potrivnicilor mei. Da? Orice facem în această lume are de a face cu Scriptura. Orice, mă duc pe stradă, văd ceva, concordanța biblică din creierul meu activează. Ce cred eu despre lucrul ăla? Da? Orice. Mă duc la servici, șeful meu îmi dă un imperativ. Du-te, fă cu tare lucru. Ok. Ce cred eu despre cum ar trebui ca să răspund la ceea ce mi-a spus șeful să fac? Păi cred că trebuie să fac voios, cred că trebuie să fac cu bucurie. Asta e lecția de după masă, da? Înțelegeți? Creierul vostru, dacă sunteți creștini, trebuie să fie o concordanță biblică. În momentul în care eu am zis un cuvânt, automat trebuie să apare versete în mintea voastră. Dacă nu apar, ați cam dormit în biserică. Mulți dintre voi sunteți în biserică de decenii, da? Dar nu-i problemă, începem acum. Biblia, cum ziceam, poruncește munca, da? Biblia poruncește munca. Trebuie să reținem faptul că Dumnezeu a intenționat și a poruncit să muncim. Lucrul acesta este adevărat înainte de cădere, lucrul acesta este adevărat după cădere și lucrul acesta va fi adevărat după ce vom fi restaurați
într-un cer nou și un pământ nou. Voia lui Dumnezeu, prin porunca lui Dumnezeu, este ca tu să muncești și eu să muncesc. Da? Într-adevăr, în Scriptură există motivații primare și motivații secundare. Și când vine vorba despre muncă, există foarte multe motivații secundare și creștinii nu știu să facă distinția între ele. Când vedem în Scriptură aceste motivații secundare, trebuie să înțelegem, cum ziceam, că ele sunt subordonate la faptul că Dumnezeu, prin porunca Lui, a instituit munca ca o metodă prin care să-L glorificăm pe El. De ce îl glorificăm pe El? Tocmai am învățat asta. Pentru că atunci când muncim, suntem ca și Dumnezeu, că El muncește, da? Și îndeplinim scopul pentru care am fost creați. Dumnezeu, când ne dă această poruncă, pur și simplu ne descoperă ce trebuie să facem ca să fim ca și El. Să fim sfinți pentru că El este sfânt. Dar când se dau aceste porunci în Scriptură, sunt toate acele motivații secundare, da? Muncește ca să ai ce mânca. Este o motivație secundară. Cei mai mulți creștini iau doar motivațiile secundare. Și uită de cea primară care transcende orice circumstanță. Păi ce vei face în cer? Vei munci ca să mănânci? Nu! Nu va mai fi nevoie. Și totuși vei munci, da? Totuși vei munci. Sau ce vei face când nu mai trebuie să muncești ca să mănânci? Ai destui bani pe această planetă să nu mai trebuie să muncești. Vei deveni un leneș? Crezi că asta e voia lui Dumnezeu? Niciun caz dacă ești creștin. Vei munci chiar dacă n-ai nevoie de mâncare, da? Pentru că porunca lui Dumnezeu pentru muncă transcende cauzele acestea sau motivele acestea secundare. Dacă eu îl rog pe copilul meu să facă ceva, o rog pe Casey sau pe Ivy, ce mă aștept eu de la copiii mei? Ce vă așteptați dumneavoastră de la copiii voștri când îi rugați ceva? Ascultare, da? Ascultare. Și totuși, atunci când îi rog ceva, le dau diverse explicații și motivații de ce ar trebui să facă acel lucru. Casey, curăță-ți camera, a fost curățenie în cameră, pentru că, da? Dacă nu-ți faci curățenie în cameră, mama ta se va supăra foarte rău. Sau dacă nu-ți faci curățenie în cameră, s-ar putea să te împiedici într-o jucărie, să pici jos, să te lovești la cap și să mori și iară mama ta s-ar supăra foarte rău. Da? Tot felul de explicații de genul. Acum, ce-mi doresc eu ca să fie motivația supremă a fiicei mele când ea ascultă de porunca mea? Motivațiile astea secundare sau explicațiile astea secundare sau ascultarea din dragoste față de mine? Ascultarea din dragoste. Eu vreau ca fiica mea să-și curețe camera pur și simplu pentru că tata care o iubește i-a spus să-și curețe, să-și facă curat în cameră. Dumnezeu de asemenea vrea ca noi să ascultăm de El, inclusiv în muncă, pentru că El ne-a poruncit din dragoste ceea ce este bine pentru noi. Explicațiile secundare e că noi suntem cretini la cap și nu-L cunoaștem pe Dumnezeu suficient de bine și nu-L credem suficient de mult să înțelegem pur și simplu dacă Dumnezeu a zis fă aia, e bine pentru mine să o fac. Și El vine și mi-explică, mă omule, dacă nu muncești, nu numai că nu mă glorifici pe mine și nu ai niciun scop pentru a trăi, da? De asta n-ar fi suficient, dar o să mor de foame. Dacă nu muncești cinstit, nu numai că mă faci pe mine ca tatăl tău de rușine, dar te bagă și la pușcărie. Nu fi absurd. Muncește cinstit. Dumnezeu, din cauza că noi suntem niște ticăloși, ne dă și aceste motivații secundare ca să învățăm mai amplu despre efectele muncii. Motivația supremă rămâne pentru că așa a zis Tatăl nostru, da? Pe care îl iubim, a cui slavă dorim să o vedem. Și asta trebuie ca să fie suficient pentru noi, da? Suficient pentru noi. Când Biblia vine și spune munciți pentru ca să vă îngrijiți familiile, pentru ca să nu depindeți de nimeni, pentru ca să puteți ajuta pe săraci, da? Toate aceste motivații sau efecte secundare sunt bune, trebuie înțelese, dar ca motivație supremă pentru credincios este aceasta. Pentru că m-a rugat, mi-a poruncit tatăl meu pe care eu îl iubesc. De aceea, pentru mine este suficient. Ăstea la alte sunt extra. Ăstea îmi explică ceva despre consecințele sau efectele secundare sau motivațiile secundare.
Dar faptul că eu îl voi onora pe tatăl meu, faptul că eu îi voi onora dorințele și porunca lui pentru mine, este scopul suprem. Eu vreau ca tatăl meu să fie glorificat. Eu vreau caracterul lui să fie arătat prin tot ceea ce fac eu, prin ascultarea mea, prin munca mea, prin sacrificiul meu, prin familia mea. Da? Ăsta este scopul suprem. Dacă răsturnăm aceste lucruri și luăm cele secundare și le facem primare, avem o mare problemă. Pentru că acum luăm lucruri care de altfel ar fi fost bune, luăm explicațiile lui Dumnezeu și le facem scopuri în sine. Și începem și păcătuim, da? Muncim foarte, foarte, foarte tare ca să zicem noi să ne ajutăm familia. Sau să-i ajutăm pe săraci, sau să nu știu ce. Și pentru că scopul suprem nu este glorificarea și ascultarea de Dumnezeu, începem și deviem. Am deviat din start, că avem motivație falsă. Dar începem și deviem și în comportamentul nostru. Pentru că motivația supremă ne motivează corect și ne face să acționăm corect. Dacă motivația mea e să-L onorez pe Dumnezeu prin munca mea, nu voi face nimic care îl va dezonora. Dacă motivația mea supremă e ca să-mi îngrijesc familia, unde-s limitele? Mai mă interesează pe mine dacă îl dezonorez pe Dumnezeu, cât timp îmi îngrijesc familia. Da? Sunt mulți oameni care păcătuiesc, încalcă legi, din motivații care altfel ar trebui să fie bune. Pentru că au răsturnat ordinea motivațiilor. Nu mai au motivația supremă, glorificarea și ascultarea de Dumnezeu, și alea secundare, celelalte. Le-au pus pe alea secundare ca și primare, da? Dacă îl dezonorăm pe Dumnezeu, chiar atunci când avem une motivații bune de altfel, păcătuim. Pentru că orice dezonorare a lui Dumnezeu, orice necinstire a lui Dumnezeu și a legii lui și a caracterului său este păcat. Și mânia lui Dumnezeu ne spune Scriptura că se dezlănțuie, se revarsă împotriva oricărei necinstiri. Da? Chiar dacă avem anumite principii care la prima vedere ar putea să pară bune. O etică de muncă bună. Europa de vest este exact în această situație. Și-a însușit-o etica muncii, de altfel creștină, după reforma protestantă. Reformatorii au venit în Europa, au predicat Evanghelia și, ca și parte componentă a Evangheliei, e tot ceea ce înseamnă reformarea vieții acesteia, inclusiv munca. Europa și-a însușit aceste principii, da? Și-a însușit principiul că trebuie să fii harnic, că trebuie să muncești ca să-ți câștigi o pâine. Inclusiv, nu știu dacă v-ați pus vreodată întrebarea, un alt capitol, o altă discuție, despre problema împrumuturilor. Dacă e păcat sau nu e păcat ca să împrumuți. Și Biblia spune că împrumutul în sine nu e un păcat. Dar Biblia reglementează împrumuturile. Nu-i voie, de exemplu, conform Bibliei, ca să faci un împrumut în așa fel încât să distrugi pe un om sărman. Biblia spune așa ceva, nu-i voie. Nu-i voie. Dacă împrumuți pe un om sărman, trebuie ca să o faci din dărnicie, din dragoste, nu ca să profiți în așa fel încât să-l distrugi pe bietul om, da? De aceea în Europa și în America, deși împrumuturile sunt legale, deși avem sistemul bancar, cei care practică împrumuturi care nu sunt cinstite, adică sunt abuzive, au dobânzi prea mari și așa mai departe, cad sub pedeapsa legii. De ce? De unde au venit ei cu principiul ăsta? Pentru că principiul capitalist îi câștigă cât poți. Din Biblie, da? Din Biblie a luat principiul ăsta că nu e ok să-ți bați joc de un sărman, da? Că trebuie ca să-l ajuți și nu e ok să iai o dobândă exorbitantă când omul nu are de unde să plătească, da? Păi, domnule, tu ai nevoie de 50 de lei, eu îți dau 50 de lei, tu îmi dai 500 înapoi. Chestiile astea sunt ilegale, inclusiv în România. De unde principiile astea? Din Biblie. Problema lui că în Europa s-a rămas doar cu anumite principii biblice și Evanghelia s-a uitat. Europa s-a dezis de Dumnezeu, da? Și scopurile și principiile secundare acum au devenit primare. Și ghici cum merge treaba în Europa acum. Prost. Pentru că Europa nu mai are pe prim plan pe Dumnezeu și glorificarea lui Dumnezeu. Mai are anumite aspecte din etica creștină de muncă. Și de aceea există prosperitate încă în Europa de vest. Ei încă culeg recolta de pe ce a semănat reforma, da? La fel, și noi, din păcate, în bisericile evanghelice, am cam răsturnat lucrurile acestea. Le-am cam răsturnat. Am lăsat Evanghelia să ne civilizeze.
viteze, fratele Levi zicea la un moment dat că Evanghelia nu doar mântuie, dar și civilizează. Am lăsat Evanghelia să ne civilizeze. Problema e că dacă n-am fost reformați radical, dacă n-am fost mântuiți, civilizarea aia nu ne ajută la mare lucru. Dacă Dumnezeu nu este prioritatea noastră numărul unu, dacă dragostea de Dumnezeu nu este motivația noastră numărul unu, suntem doar niște păgâni civilizați, niște necredincioși civilizați, niște păgâni harnici, da? Poate chiar și cinstiți, dar suntem în continuare niște păgâni. Priviți în ce hal am ajuns. Priviți cum s-a coborât ștacheta chiar în biserică. De exemplu, luăm un text precum 1 Timotei 5:8. Dacă cineva nu are grijă de ai săi, mai ales de cei din familia sa, atunci s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Da? Acum, cum s-ar predica acest text? În foarte multe biserici. Cam așa s-ar predica. A fi creștin înseamnă să ai grijă de familia ta. Asta înseamnă a fi creștin. Da? Și să iau toate textele de genul. A fi creștin înseamnă a fi darnic. A fi creștin înseamnă a da bani la săraci. Nu. Da? În niciun caz nu asta înseamnă a fi creștin. Hai faceți voi exegeza textului pentru că sunteți destul de abil. Ce zice Pavel în acest pasaj despre diferența între un creștin și un păgân? Dacă cineva nu are grijă de ai săi, mai ales de cei din familia sa, atunci a dus să lepe de necredință și este mai rău decât un necredincios, decât un păgân. Întrebare. Dacă se îngrijește de familia lui și de cei din casa sa, cum este? Conform textului acesta. Deci dacă nu se îngrijește, e mai rău decât un păgân. Dar dacă se îngrijește, dacă le dă hrană, cum e? E exact ca și un păgân. Atât. Ați hrăni copiii. Nu e un act creștinește. Da? Nu e esența creștinismului. Nu e esența Evangheliei. Animalele își hrănesc pui. Hai să ai multe bun creștine, câinii ăștia, că uite, își dau de mâncare la... Nu? Apostolul Pavel nu spune undeva că a fi creștin înseamnă să-ți hrănești. El spune, voi în așa hal ați ajuns că nici măcar nu vă hrăniți familiile. Da? Nici măcar nu vă ajutați pe cei care fac parte din familia voastră. Asta nu are de-a treabă, până la urmă, cu creștinism. Are de treabă cu bunul simț. Creștinismul nu are aceste lucruri. Ci aceste lucruri ale esenței, da? Aceste lucruri sunt efecte. A fi creștin înseamnă a fi al lui Hristos. A fi creștin înseamnă a avea pe Hristos ca și valoarea ta supremă. A-L prețui mai mult decât orice pe Dumnezeu. A dori slava Lui mai mult decât orice. Și efectele acestei creștine este că vei hrăni familia, vei munci, vei fi harnic, vei fi cinstit, vei dărui. De ce? Pentru că ești creștin. Da? Nu asta înseamnă a fi creștin. Sunt mulți oameni care fac lucruri bune, caritabile, mult mai mari decât creștini. Și le fac într-un mod păcătos. De ce? Pentru că le fac fără Dumnezeu și le fac nu pentru slava lui Dumnezeu. Și toate textele acestea din Biblie s-au răsturnat și lucrurile secundare devin esența și esența, adică slava lui Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu, se uită. Ce se va întâmpla în biserici după 10, 20, 30 de ani de asemenea predicare? Nimeni nu va mai avea vreo motivație să facă aceste lucruri. Pentru că motivațiile astea omenești nu țin. Nu țin, da? Nimeni nu va mai avea motivație. Păi bine, frate, dar a venit criza. Înțeleg că pe de o parte spune să-mi hrănesc familia și tot zici să-mi o hrănesc. Și înțeleg că pe de o parte spune ca să fiu cinstit și tot îmi spui să fiu cinstit, că asta înseamnă a fi creștin. Dar până la urmă, copiii au nevoie să meargă la mall, hai lăsăm să fim cinstiti, da? Nu o să ai o motivație suficient de puternică încât să iei decizii după voia lui Dumnezeu și să trăiești viața ta de că ai scos temelia care este slava și dragostea pentru Dumnezeu. Ca atare nu răsturnați, nu inversați motivațiile. Trebuie să fie suficient pentru voi faptul că Dumnezeu asta vrea de la voi. Să doriți să fiți plăcuți lui Dumnezeu pentru că sunteți ai Lui. Pentru că a fi creștin înseamnă a fi al lui Hristos. A avea pe El ca și valoarea ta supremă. Și această realitate va
genera în viața ta tot felul de efecte secundare. În munca ta, în serviciul tău, în familia ta, peste tot. Vei ajuta pe săraci, vei munci cu voie bună. Toate lucrurile acestea vor curge din izvorul acesta de dragoste pentru Dumnezeu. 5. Și ultima parte din temelie. 5. Ziceam că în Biblie, peste tot, munca este prezentată ca și o virtute și ba mai mult este arătată ca și o poruncă. Și dacă asta este cumva teza narativului Scripturii și teza a tot ceea ce Biblia spune despre Scriptură, antiteza, într-adevăr, este și lenevia, dar antiteza este conceptul că noi muncim să ne îmbogățim. Da? Te-ai aștepta la asta, domnule. Munca produce bani, ni se poruncește să muncim, cel mai logic răspuns e că noi muncim ca să câștigăm bani. Da? Ei, Biblia spune exact inversul. Antiteza Bibliei despre muncă este asta. Noi muncim să nu ne îmbogățim. Repet. Noi muncim ca să nu ne îmbogățim. Frate, asta e erezie. Și eu de cât timp muncesc să mă îmbogățesc? Cum vii tu acum să-mi spui? Dacă munca pentru slava lui Dumnezeu este teza Scripturii, munca pentru bani este antiteza ei. Da? Este opusul. Munca pentru bani ca și scop în sine, munca pentru a te îmbogăți, este antiteza Evangheliei. Da? După înțelepciunea lumii, este foarte simplu. Răspunsul la întrebarea de ce muncim este acesta. Muncim ca să câștigăm. Muncim ca să ne îmbogățim. Dar Biblia prezintă exact opusul când vorbește despre câștig și când vorbește despre bogăție. Proverbe 23:4, de exemplu, spune: nu te trudi să te îmbogățești, fii înțelept să arăți cumpătare. În altă traducere scrie: nu te trudi ca să te îmbogățești, fii înțelept și oprește-te. Da? Mai punctat. Pavel spune în 1 Timotei 6:10 căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Iubirea de bani. Nu banul, nu belșugul material, nu binecuvântarea materială, da? Astea pot veni de la Dumnezeu, dar iubirea de bani. Când motivația în sine este banul, este câștigul. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, iar unii care au tânjit după ea, au tânjit după bogăție, au tânjit după câștig, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu multe dureri. Noi muncim ca să nu ne îmbogățim, material vorbim. Noi muncim pentru slava lui Dumnezeu. Și ca efect secundar, dacă Dumnezeu voiește, vor fi rezultate materiale. Nu vreau să spun prin asta că un creștin nu poate deveni bogat. Sunt foarte mulți creștini care sunt bogați. Sunt foarte mulți creștini care Dumnezeu i-a binecuvântat cu resurse financiare. Doar vreau să spun că un creștin nu are ca și scop a fi bogat. Păi, bine frate, o să zic, dar eu dacă muncesc, și mai ales dacă muncesc așa cum am văzut în Biblie, și o să-mi explici de seară, voios și harnic și ca pentru Domnul, inevitabil că o să câștig, frate. Inevitabil, eu muncind o să câștig și o să mă îmbogățesc, deci nu-mi spune tu mie din astea. Și ce, ți-e frică că nu o să ai ce face cu banii? Ți-e frică că Dumnezeu nu poate să spună ce să faci cu ei? Stai liniștit. Va fi și o lecție despre ce trebuie să faci cu banii. Și principiul numărul unu e, ar trebui să dai din ei. Să cam dai din ei. Cam de acolo pornești. Dacă ai unde să te culci și ce să mănânci, cam ai tot ce trebuie. Cu restul ce faci, nu știu, Scriptura are ceva de spus și acolo, da? Problema creștinului nu este că munca lui produce bani, ci atunci când a produce bani este scopul muncii lui. Problema ta nu e că dacă tu muncești, șeful dă mai mulți bani, da? Problema e dacă tu de aia muncești ca să ai mai mulți bani. Atunci ai o motivație incorrectă. Eu și cu tine muncim pentru slava lui Dumnezeu. Și dacă muncim ca pentru Dumnezeu, asta va produce efecte secundare. Efecte secundare în viața mea, în viața familiei, în societate și așa mai departe, da? Dar noi nu muncim pentru efectele acelea. Noi muncim pentru
Dumnezeu și pentru slava Lui. Foarte important să știm lucrul acesta. În final, cu postamentul pus, răspundem la întrebarea: de ce muncim? De ce muncești? Și răspunsul suprem, ultim și corect, este pentru slava Lui Dumnezeu. Ai fost creat ca să-L proslăvești pe Dumnezeu prin muncă. Ai fost răscumpărat de sub robia păcatului ca să slujești spre lauda harului Său prin munca ta. Dumnezeu vrea ca El să fie glorificat în mijlocul popoarelor prin munca ta. El vrea ca prin felul în care muncești și din motivația din care muncești să se vadă că copiii Lui sunt altfel, inclusiv la muncă. Aș zice eu, poate mai ales la muncă. În afară de la tine în casă, la muncă petreci cel mai mult timp. Unde este mai important să vadă că ești creștin decât în casă și la muncă? Da? Că în biserică, nu știu dacă mai este vreo speranță, în biserică toți părem creștini. Da? La muncă putem ca să arătăm că noi am fost răscumpărați de sub blestemul păcatului și răscumpărarea aceasta se vede inclusiv în munca noastră. Și în ultimul rând, înțelegem că vom fi glorificați veșnic pentru a sluji spre lauda și spre slava lui Dumnezeu și vom munci cum a intenționat Dumnezeu în paradis. Și lucrul acesta nu ne va obosi, lucrul acesta nu ne va face triști, ci vom fi bucuroși ca să putem ca să slujim pe Dumnezeul nostru. Avem nevoie să reformăm total gândirea noastră, atitudinea noastră și comportamentul nostru chiar referitor la muncă și la bani și să subordonăm totul la cuvântul lui Dumnezeu. Să nu mai amestecăm lucrurile, ci să fim niște oameni care muncesc ca și creștini. Niște oameni care au valori creștine în toate sferele vieții noastre. Amin. Amin.